Hristos. Acum, pentru că omul este slab, că omul nu mai știe să se definească, că omul nu mai știe cui aparține fiind credincioși, că aparține lui Dumnezeu, aparține lui Hristos, existența noastră, fiind credincioși, noi avem o existență, să zicem, vremenică, ne naște într-o anumită tribă din părinții trupești. Dar venirea noastră în lume, existența noastră, fiind credincioși, este prin Dumnezeu, prin purtarea de legea lui Dumnezeu și de aceea noi suntem ai lui Dumnezeu, suntem ai lui Hristos. Așadar, după nașterea lui Hristos, toți suntem ai lui Hristos, lui Hristos. De aceea ne definim noi ca fiind creștini. Creștini, da? Creștini cu numele lui Hristos, ne definim de la Hristos. Și de aceea suntem ai lui Hristos, așa cum zic Biblia, să încercăm să spunem noi celor care sunt după Hristos. Creștini, că vin de la Hristos. Da? Și ne naștem în Hristos, așa cum s-a născut Hristos în lumea aceasta de credincioși. Iată, El a venit în lumea aceasta pământească, materială, să se nască. Iar noi ne naștem în Hristos în taina Sfântului Botez de credincioși. Atunci ne naștem în Hristos, ne naștem a doua oară din apă și din Duh, luăm anumită chipul de sărușit al umanității lui Hristos, în apa Botezului, de acela părinții care vin și aduc copiii la botez să spun, fiți atenți că ei sunt fii. Dar numai atunci la botez. Și, și după botez. Și după botez până începem să păcătuim. Și le spun, uitați, sunt copiii care se botează, sunt asemenea sfinților aici de pe pereți. Și mai ales când păcătuim, coborând de acolo, în lumea aceasta, materială, a păcatului, a faticilor, a degradării, da? A tuturor frământărilor. Și atunci pierde chipul iubit credincios, se degradează chipul lui Hristos, se degradează legătura noastră cu Dumnezeu. În momentul în care noi, din taina Sfântului Botez, fiind al lui Hristos cu totul în chipul lui Hristos, în taina Sfântului Botez, din apă și din Duh, ne naște în Hristos, după aceea pierdem din chipul lui Hristos și din relația aceasta, și din Duh, și din harul pe care l-am primit la taina Sfântului Botez, pierdem, așa cum, să zicem, pământul se îndepărtează de soare, ați văzut? Ca acum, se îndepărtează de soare și când este mai departe, ce face? E mai fric, e mai împuneric, așa cum ați văzut în ultima vreme, așa am spus, care soarele mai rar peste noi, da? Și atunci, așa se întâmplă și noi până la împuneric, până nu mai vedem nimic, da? Deci atunci ar fi credincioși în viața multora. Viața multora. Vedeți, de aceea am avut la nașterea Mântuitorului Hristos și a fost. Ca să ne arate că s-a născut Dumnezeu în lume o lumină. Ca să arate că este o lumină care coboară din cer și noi să avem grijă să păstrăm această lumină, să primim această lumină dumnezeiască pe fiind credincioși. Ce înseamnă lumina dumnezeiască? Înseamnă sensul cel adevărat al existenței noastre. Înseamnă orientarea noastră. Da? Așa cum s-au orientat magii după stea, iubiți credincioși, care reprezintă pe Hristos. Acum, au zis astronomii, că acum se trece un fenomen care are mai mult de 100 de ani, iubiți-vă, și care este numit Steaua Magilor, așa l-au numit ei. Deci, fenomenele acestea există. Nu au spus acum 2000 de ani, au spus 800 de ani. Au zis și așa cum era activitatea, da? Bun. Această lumină, această stea a magilor, l-a arătat pe Hristos lumina călăuzitoare a întregii lumii iubiți credincioși. Oamenii după ce se orientează în aceasta. Ia cum te spun asta. Păi, și-au lăsat ochii la cer și au văzut stelele acolo. Și au început să facă răsutată constelațiile, cum se mișcă ele, cum se rotește pământul și și-au dat seama. Deci, am zis că nu că este acolo, înseamnă că începe aratul, trecratul, doar și-au dat și-au definit lucrările și existența după lucrurile acestea astronomice, vin credincioși. Așa. Și noi am văzut aceste orientări. Pentru că Universul ăsta este al lui Dumnezeu. Și atunci noi, pierzând orientare, vin credincioși, am ajuns până când, în acel punct în care nici măcar nu mai recunoaște pe Hristos. V-am spus eu, în societatea noastră de astăzi, în momentul când puteți să vă duceți la supermarket, stați la ușă și ziceți, Hristos. Duceți oamenii și nu știu ce.
îl trezești și îl credincioși. Îi dai un impuls de viață, îi dai un sens. Ăsta e sensul. Hristos este sensul. Da? Și atunci, dacă îi spui omului Hristos și el se teme, fuge, unde de Hristos, iubiți credincioși, a folosit sensul, a folosit trascarea vieții, nu mai vede nici deaua, nici lumina, nici nu mai vede nimic, el împuneți total. Asta este situația în care ne aflăm, iubiți credincioși. Pentru că nu mai avem sensul cel adevărat al existenței noastre, așa cum spuneam, care este prezent. Dacă noi ne naștem într-o genealogie pământească din părinții noștri, iată că Dumnezeu ne schimbă genealogia existenței din cioși, tuturor, și ne face a lui Hristos. Nu mai suntem nici la religioși, nici la Pasivii, nici la Maria, dar suntem ai lui Hristos. Și momentul în care te definești ca aparținut lui Hristos, păi uitați-vă la Sfinții Părinții, aceia care s-au dus în pustie, existenței din cioși, sau au salvat, sau am să frați de voi, și ai spus-o, ziceți noastră, cum zice aceea, care sunt Sfântul Dumnezeu, sunt Israel, toți vizeri, cu mănăstiri și așa mai departe, mănăstirile noastre din țara și pustice care stau prin munții României, da? Ai spus un. Ei acolo s-au rupt de lumea aceasta, de genealogia pământească și sunt ai lui Hristos, că el de-aia a fost acolo, să se întâlnească cu Hristos, să-L trăiască pe Hristos. M-a fugit de lume, lumea, zice, oameni, nu voi ați trecut, zice, au fugit de lume, zice, că le e greu pe aici. Auziți, cele greu prin lume, cu servici, cu telefoane, cu televizoare, cu instituții din astea și au fugit de lume. N-au fugit de lume, nici pe credincioși. Ei sunt în lumea profundă. Ei au descoperit lumea cea adevărată, așa cum și dumneavoastră. Când a descoperit revista și a venit la Hristos, nu va mai interesa nici sunt mărturile oamenilor care vin la Hristos și spun, zice, voi s-au întâlnit în întuneric până să descoperi credința. Cât dintre oamenii care au revenit la credință, și credincioși și-au dat seama că au rătăcit, mi-au spus oameni credincioși, au mărturisit la taina sufletanie, părinte, zice, n-am pus să mai recuperez 50-60 de ani de viață, zice, îmi pare așa de rău, că n-am făcut ce trebuia la vremea potrivită. Păi Dumnezeu ți-a dat sens în viață, ți-a dat călăuzire. Numai că tu ai părăsit-o. Și lumea aceasta l-a părăsit pe Hristos iubiți credincioși. De aceea spuneam că trebuie să redescoperim sensul acesta. Dacă Hristos vine într-o genealogie pământească, noi suntem născuți spre genealogia dumnezeiască. Adică să nu rămânem praf și să rămânem lumea aceasta. Să se șteargă unele noastre ca deci au trăit, i-am dus la groapă, s-au operat iauața, acum că mai mai mă uimar, da? Sunt unii prin lumea aceasta în care zice, ăla e ce să mai vreau și gătesc motive din astea. Zice, n-a de bani, e greu cu cimitirul cu asta. E foarte simplu, iubiți credincioși. Da? Eu am avut săptămâna asta, am văzut o comentare. N-am simțit nicio apăsare nimic. Da? Nimic. Eu m-am preocupat de ea. De ce la zi la un spital și nu puteam. Și e foarte simplu. M-am dus la cimitir, a spus, am murit cu tare. Are 80 acolo. Mâine la ora 11 facem înmormântare. Da? S-a făcut înmormântare imediat, da? Da, imediat, dar așa pe cum, nu? Sunt prezentată de citat, în condiții de grijă, da? Toată prezentatea și a fost cu, ca o rugăciune, ca o liturghie, o ușurare, așa a fost. N-a fost nimic apăsător. Și oamenii se tem, iar de fiți credincioși, de moarte, de apăsări, de grijă și de toate celelalte. Lucrurile acestea sunt firești. Dacă viața, da, am privit-o așa, ca fiind firească, din dată de Dumnezeu și trebuie să o trăim în condițiile acestea de bucurie, că e dar, da? Pot o fi brazi, aducem darul, da, și noi pierdem darul vieții, fiți credincioși. Pierdem darul vieții. Iată este un dar, pe care trebuie să te bucuri. Da? Pe care trebuie să o descoperi, pe care trebuie să o trăiești, pe care trebuie să o părtășești. Când îți dă Dumnezeu trăiri, sentimente, gânduri, da, idei și așa mai departe, ce faci? Dorești să le împărtășești cu ceilalți, să le spui și la ceilalți. Uite ce gândesc eu, uite ce zic, nu? Asta e bucuria de a trăi. Cum este bucuria de a umbla pe supermarket, să te obosești acolo, când ai plecat acolo și lucrurile pe care ți le-a dat, și alea sunt povară, că te duci acolo să stai. Am mai mai niște lucruri. Le pune și pe el și nu ne mai folosiți. Da? Dar asta este spiritul Domnului, să fac ceva, să mai schimb ceva. Și schimbăm ca
chiar de roba, dar sufletul nu schimbăm și conștiința nu schimbăm nici o clipă. De aceea trebuie să devin papaina scobezanii ca să întreținem genealogia noastră de Dumnezeiască în Cristul Dumnezeu. Să nu rămâne ai lumii acestea, ci să fim mai lui Dumnezeu, să fim mai lui Hristos, să ne păstrăm mai lui Hristos. Da? Ce înseamnă demnitatea părinților dumneavoastră? Da? Ia gândiți. Să le păstrați numele, să le duceți memoria mai departe. Aceasta înseamnă. Ce înseamnă demnitatea înaintea lui Hristos și Hristos? Să-i păstrăm memoria, că s-a născut în lumea aceasta, și să-i ducem numele mai departe din Hristos. Așa este, ăsta e rostul nostru, genealogia noastră. Da? Și atunci, odată cu numele, ce faci? Duci toate sentimentele, toate stările, toate realizările, da? Păi când ai zis Hristos, duci toate Evanghelia cu toate Hristos. De aceea este o mărturisire, e simplă, ca în rugăciunea inimii, da? Când oamenii aceia care stau în pustiu, știi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, privește-mă pe mine păcătosul, până la urmă rămâne un singur cuvânt. Atât. Iisuse. Cum ați văzut la capitolul Mântuitor, Iisuse, Iisuse, Iisuse. Și aceea este trăirea cu sărată, trăirea de stăvârșită. Nu mai trebuie nimic. Atâta. Decât că ești cu Hristos, Iisuse Hristos. Și rostești numele Lui și mai în sufletul tău și acolo se luminează toată inima ta, tot cugetul tău, toată viața ta, toată tăria, puterea ta, se întărește și se întărește cu puterea lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, iată, trebuie să descoperim că suntem mai lui Hristos, că aceasta este, de fapt, temeiul și rostul vieții noastre. Nu sunt lucrurile acestea. De ce viața se întâlnează pe materie? Păi am spus că călcăm așa, dar aceasta se duce. Dar ceea ce rămâne veci, aici este problema, ceea ce rămâne veci este Dumnezeu, este Hristos. De aceea El a venit, pentru că spune Scriptura, spune Mântuitorul Hristos, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci al vieților. Și Dumnezeu ne vrea împreună cu El, în împărăția celor vii iubite și comuniune de iubire. Și noi pregătim această comuniune, că nu înțeleg oamenii, Dumnezeu, dar de ce trebuie să cred eu în lumea aceasta? Și poate că ajung la Dumnezeu și atunci o să cred. Pentru că, dacă nu ești pregătit să crezi aici, da? Cum spune iarăși Mântuitorul Hristos în parabola învierii lui Lazar, chiar dacă va învia cineva din morți, tot nu vei crede. Și se trezește în fața Mântuitorului via din morți, în împărăția cerurilor, și de acolo te întrezi, Doamne, vei fi dus sau vei fi, mai știi și în îndoială, încă ești persist și în îndoială, există nicio și duci și îndoială în lumea aceasta, în lumea cealaltă. Ori dacă crezi în lumea aceasta, că te-ai întâlnit cu Hristos în împărăția cerurilor, a zis, Doamne, ce bine, ce liniștit este sufletul meu, că se regăsește, așa cum a spus Blaise Pascal, într-o mine. Zice, liniștit este, Doamne, sufletul meu, până când nu se va odihni într-o mine. Și atunci te odihnești în Dumnezeu, iubiți credincioși, și prin comunia lui Dorin, asta e comunia de plină, comunia de săvârșită cu Dumnezeu. Și te odihnești în Dumnezeu. Și atunci nu mai e trebuie de frică înaintea lui Dumnezeu, ci te transferi de aici din Sfânta Împărtășanie în comunia veșnică cu Hristos. De aceea trebuie să ne împărtășim de Dumnezeu în lumea aceasta, iubiți credincioși, să pregătim sufletul, conștiința, toate virtuțile noastre pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Da? Aceasta este întâlnirea pe care noi am pregătit-o iată 40 de zile. Întâlnirea cu Hristos la nașterea sa. Și vom fi prezenți, catolicii au făcut ea acolo, este la celelalte lucruri. Nu. Este aici. Uitați, altarul este este pe care se naște Hristos de fiecare dată când face Sfânta Liturghie. Este crucea pe care se jertfește permanent, de câte ori este înviere. Da? De aceea când te duci la Ierusalim, la peștera de la Betlehem, care a fost unii dintre noastră, când te duci fie că este vară, fie că este iar, nu te duci de Crăciun, da? Așa? Te duci vara și când colinde. De ce? Pentru că trăiești nașterea. Trăiești acolo momentul întâlnirea cu Hristos. La peștera aceea în care s-a născut. Și atunci nu mai contează de zăpada ta sau de zăpadă, ești cu Hristos, iubiți că și când te bucurie că te-ai întâlnit cu El și de aceea când te-ai întâlnit de la
peștera de la Betlehem. De aceea când Domnul Hristos a înviat la Biserica Unviei, da? La Ierusalim. Aceasta este împlinirea cu Hristos. De evenimentele acestea pe care noi le petrecem în lumea aceasta. Și noi le pregătim, iată, trei ani de an, aceleași evenimente care ne pregătesc pentru viața cea veșnică, bisericioși, pentru împlinirea cu Hristos. De aceea, așa cum spuneam, cele 40 zile sunt pregătire ca să ne întâlnim cu Hristos. La peștera din Betlehem, aceasta, aici de la Sfântul Altar, la taina împărtășirii, la taina iubirii lui Dumnezeu, parte de lume, parte de noi, de fiecare dintre noi, da? Că nici nu. Noi ne uităm acum pe Dumnezeu și zicem, mă urăște ăla, mă urăște ăla, mă dușmănește, se uită urât la mine, nu știu ce. Să uitați oamenii urât la noi, fiind credincioși, dar Hristos ne iubește pe fiecare dintre noi. Și atunci, dacă te iubește Dumnezeu, nădăjduiești că, da, ai răbdare, ai credință și ai și dragoste sinceră față de Dumnezeu, vei crea în jurul tău tot așa iubire. Și nu să nu mai uita ceilalți urât la tine. Dar pentru că noi ne uităm urât unii la alții, da, răutatea se amplifică, iubiți creștini. Și atunci mai vedem razna iubirii lui Hristos. Nu mai întâlnim relațiile dintre noi, atunci și pe tu. Eu am întâlnit cazul din asta, m-am mai spus așa. Vezi oamenii nervoși, toată lumea acum. Vedeți instinctele acestea care noi ar trebui să ne liniștim, să ne ducem către bucurie, către liniștire, către armonie și toate celelalte. Și până vine Crăciunul, toată lumea se ia de fără, se, așa, am văzut. Și a, săptămâna asta, se va dură prin București, oamenii de aici am bine că sunt liniștiți sau la funcțiile lor acolo. Au tot Universul într-o curte iubită din Cioși, ați înțeles? Și noi ne străduim să luăm toată lumea. Iau Universul, tot Universul într-o curte. Și acolo e tot Universul lor, știți? Mă uit aici la oamenii și am dus pe-i gospodările lor. Și acolo e întreg Universul. Cu vaca, cu porcul, cu oaia, cu capra, cu căstelul, cu celelalte lucruri, cu floricelele când e timpul, cu grâul, cu porumbul, cu roșiile, cu castraveții și toate celelalte. Fasolea și ce mai e acolo din grădină. Și acolo e tot Universul. De ce? Acolo zice, în primul rând, mă credeți că adică poți să viețuiesc așa, fără grijă, așa, comunică cu animăluțele și cu toate celelalte pe acolo din curte, ca și cum ar fi frații lui, surorile lui, da? Acum am fost la o gospodărie, bine, bine, m-am dus aici, porci mari, așa, frumoși, și odată zice, fetițele mele, fetițele lor, dar dumnei cunoșteau glasul, păi și capele, oile, toate, venit acolo, da? Au venit la ea. Știți ce spune Hristos? Zice, eu, păstorul cel bun, își cunoaște oile tale și le strigă după nume. Și vin la el, știți? Hai, așa femeia asta, în gospodărie, așa, nu, e pe aici, pe tână, în margine, acolo. Dar ce bucurie, ce frumusețe, câinii pe acolo la fel, în mare. Dar nu mă așa niciun. Eu m-am dus acolo de 5.000 de ori și vin pe rugătire acolo și cel mai rău am luat. Și a venit și el pe acolo, pizdrez, zice, părinte, ăsta e mai mușcă, băi, la tine, mai așa. Dar pe oameni, pentru că pe mine nu. Dar acolo, bucurie mare acolo, toate erau în lucrurile astea. Dar să vă spun, curute, deci un univers într-o curte, iubite de Iisus. Și noi pe toată lumea, și nici nu mulțumim Iisus pe care. Iată, Hristos a venit să ne mulțumească, iubiți credincioși, dându-ne de plin harul sfințitor. Dându-ne de plin iubirea lui Dumnezeiască. Și dacă noi n-am înțeles iubirea lui Dumnezeu și nu o înțelegem, vom fi nefericiți toată vremea vieții noastre și în veșnicie. Că ratăm comuniunea cu Hristos. Comuniunea de iubire, ratăm iubirea lui Hristos. Da? De aceea spune cineva, Ioachim Par, da? Spune să nu pierdem nimic iubirii lui Hristos. Ori noi dăm la o parte iubirea lui Hristos, da? Și nu ne interesează. Și preferăm toate celelalte lucruri ale lumii acestea. De aceea, iubiți credincioși, să ne întoarcem cu adevărat la Hristos. Iată, El a venit și a însușit lumea aceasta, condiția noastră umană, toată genealogia ei de la Adam și până la El, și a asumat-o, ca noi să primim, așa cum spuneam, genealogie dumnezeiască. Da? Și atunci, de ce să nu fim noi fericiți și bucuroși în lumea aceasta? Că suntem cu Dumnezeu.
îi dați înapoi pe utilități, când îi dați acolo nu mai fi. Așa, când îmbătrânim, dăm pe medicamente, pe operații, pe ce mai avem pe acolo, și tot să-l ajungem fiți, credincioși. Am văzut pe unul care se plece miroși cu bogăția, cu restul din lume, am strâns miliardele de dolari, și nu le lasă nimeni, le iau cu mine, după aceea, trebuie pe acolo, prin împărăția cerurilor. Nu am plecat nimeni fiți cu bogăția, cu la lui. Da? Tot să-l ca pe care nu așa cum zicem la slujba mormântării, dar oare cine este? Împăratul sau ospașul? Bogatul sau săracul? Acolo, în țărână, nu mai e nicio diferență. Toți suntem frați, toți suntem țărână. Da? Că de acolo suntem diniți. Dar Hristos a venit să ne ridice fiți rădușoși din condiția aceasta, așa cum spuneam, să ne ducă la condiția de viață. Și atunci, rostul nostru este să fim, după chipul lui Hristos, să fim Hristos și împreună cu El. Da? De aceea, nașterea pe care o așteptăm să fie o renaștere a sufletelor noastre, a credinței, a iubirii, a bunătății, a bucuriei, a darului vieții pe care să-l păstrați acolo cu sistemul bisericii să-l faceți prezent în viața dumneavoastră. Ca fiind de la Dumnezeu, nu de la altcineva, da? De la Dumnezeu, darul acesta în vieții, să vă bucurați cu El și nu contează cât de mult avem sau nu avem în lumea aceasta, dacă am primit darul vieții, avem tot. Da? Gândiți-vă la sănătate, darul sănătății, da? Când ați pierdut sănătatea, zici, aoleu, ce greu e, ce nenorocire, catastrofă, tragedie, zice, da? Toată lumea se vaită când pierde darul acesta al sănătății. Și atunci, dacă avem niște daruri al vieții, al sănătății și al bucuriei și al iubirii și așa mai departe, să le păstrăm iubiți credincioși, să nu le părăsim, ca să ne întărim cu credința în Hristos, să devenim fii ai lui Dumnezeu, după Hristos, după Dumnezeul lui Hristos, acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Fiți sănătoși cu toții la mulți ani. Iată, ne apropiem de